În contextul situației tensionate din Ucraina, în monitorul oficial a fost publicat modelul certificatului medical pe care toți tinerii sunt obligați să-l dețină la recrutare, în perioada stării de război. Conform prevederilor legale, în cazul mobilizării sau a războiului, sunt obligați să îndeplinească serviciul militar toți bărbații apți cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani. La declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen devine obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, ce îndeplinesc criteriile pentru a face serviciul militar. Noul model al certificatului precizează că tinerii vor trebui să-și facă analize pentru a se verifica dacă au hepatita B sau C. Ministrul Educației Remus Pricopi a anunțat că dascălii care vor dori să urmeze cursurile unei a doua facultăți o vor putea face gratuit. Conform estimărilor realizate de liderii sindicatelor din învățământul preuniversitar din toată țara, aproape 13.000 de profesori intenționează să obțină o a doua diplomă de licență. Statul va finanța cea de-a doua specializare, iar facilitatea nu se aplică și pentru orice altă persoană care dorește încă o diplomă de licență, ci numai pentru cadre didactice. Încasările din timbrul de mediu s-au ridicat în primele trei luni ale acestui an la aproape 166 de milioane de lei, în timp ce suma restituită ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile ar putea fi în jur de 100 de milioane de lei, dar se așteaptă raportarea de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, a declarat pentru Ager Press președintele Administrației Fondului pentru Mediu. Acesta a menționat totodată că din totalul de 221 de mașini rulate intrate pe piața din România, aproximativ 20.000 de unități au intrat prin partaj voluntar. Veste bună pentru tineri, își vor găsi mai ușor un loc de muncă. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care unele societăți vor primi banii de la stat ca să-și plătească salariații. Printr-o hotărâre de guvern, firmele care înființează minimum 20 de locuri de muncă vor primi subvenții prin care să acopere parțial salariile noilor angajați. Pentru fiecare angajat de până în 25 de ani, societatea va încasa lunar între 500 și 750 de lei. Firmele vor primi subvențiile cel mai probabil de la 1 iulie.